Bună seara! Astăzi vom discuta un pic despre ceea ce înseamnă casting sau ceea ce înseamnă alegerea unei actrițe într-un film de ochi, să-i spunem. Deci, la început să duce fata. Și bineînțeles, nu este pentru video chat. Este pentru un film mai de ochiat sau film porno, cum vrei să-i spui. Și începe regizorul să te întrebe, sau intervievatorul, sau cum vrei să-i spui, pentru ce vrei să te faci astfel de actriță? Pentru că îmi place să mă fut. Sau să întrețin relații intime cu băieți și fete. Bun. După care începe. Ia și dezbracă-te. Se dezbracă frumos. Bineînțeles, ea era îmbrăcată în rochie, fustă sau altceva. Da, arăți bine. Acum ești de acord să faci film porno regizat de regizorul nu știu care, cu nume mega cunoscut, și să fii cunoscută, la care ea răspunde, da. Ești pudică în fața camerei de filmat? La care ea răspunde, sunt cam un pic așa. Să știi că la început te vom învăța noi ce să faci și ce să dregi într-un film. Și începe. Ești de acord să faci acest lucru? Da, zice să ia. Bun, pentru început trebuie să te dezbraci, să stai în genunchi în fața actorului și să asculți directivele mele. Adică, stai în genunchi, iei organul sexual frumos, și eu încep să tragi de el, sau cum spun anumite persoane, masturbare sau altceva. Când îți spun să te oprești, te oprești. Ai înțeles? Am înțeles. Bun. Deci, pentru început, vom începe acest lucru. Dă-i un pic mai tare, un pic mai încet, un pic mai tare, un pic mai încet. Acum oprește-te. Acum vom trece la următoarea scenă în care tu trebuie să te întinzi pe pat, iar el să urce pe tine, să te penetreze adânc, de du-te vino. Bun. Și merge mai departe și începe. Una, 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 nu știu ce. Dacă simți că vrei mai tare, poți să zici mai tare sau nu știu. Dar când îți spun să te oprești, voi doi trebuie să vă opriți. Și începe scena numărul 1. Tâng, 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 tâng. Să oprești. Scena numărul 2. Tâng, tâng, tâng. Regizorul, stați că s-a terminat filmul de pe cameră, așa că vom face numărul 3. Mergem mai departe. De data aceasta, tu te întorci în poziția capră și el se urcă pe tine să te împungă din spate. Dar, de data aceasta, mai vine în față și un băiat. Ești de acord? Da. Dar știți, în momentul de față, acest lucru nu-mi convine. De ce nu-mi convine? Nu, pentru că nu-mi place. Tu nu înțelegi, fată. Te-ai angajat aici să faci acest film. Vei fi actriță de filme de ochiate. Înțelegi? Și apoi vei fi cunoscută în toată lumea. Vei primi bani. Adică, pentru o, hai să-i spunem, o scenă, vei lua 1000 de euro pentru întreg filmul, să spunem că avem bugetul pentru tine de 5000 de euro. Perfect? Și începe. Și spune,
pentru că e cu doi băieți, o să mai iei 2000 de euro. Trecem la următoarea scenă. De data aceasta vor fi trei băieți pe tine și tu trebuie să stai și să faci ceea ce regizorul spune. Ești de acord? Păi da, știi, mie această poziție nu-mi place, cu trei băieți odată. Da, dar ar fi un bonus pentru firma noastră și 3000 de euro și ți-ar aduce un prestigiu și ție. Ești de acord? Da. Într-un final, se termină filmul cu scena 4-5 și spune că s-a terminat filmul. Acum, să spun mai departe ce s-a întâmplat. De acum încoace ai trecut castingul și treci la următorul film. Pentru următorul film, va trebui să te prezinți în țara X, la hotelul Y și să faci filmul Z. Cu persoanele următoare, A, B, C, D. Dar, înainte de toate, trebuie să-ți faci analizele medicale. Dacă ceva în viața ta cu analizele medicale este, hai să spunem, greșit sau wrong, sau cum vrei să-i spui, așa, atunci îmi pare rău. Renunțăm la contractul de colaborare cu dumneavoastră. Ați înțeles? Foarte bine. Da, foarte bine. Ok. Și asta e castingul pentru film. De ochiat față de, hai să-i spunem, o fată de la colț de stradă. Practic, și una și cealaltă fac aceeași muncă, numai că la una banii sunt mai puțini, la cealaltă banii sunt mai mulți. Vede o lume întreagă, celelalte nu vede o lume întreagă. Una are alături de ea regizor și oameni cunoscuți, cealaltă are un pește și tot ce vrei mai departe. Interesant, nu? Cam acesta este primul subiect pe seara aceasta.